Simți rău, nu? S-a simțit foarte rău. La ce etaj stați? La etajul 5. Dar mă așteptam de seara să simți ceva. Adică? Îmi dădeam timp un viitor, mă vroiam un viitor și mă vedeam bine. Și la momentul în care am simțit dimineața cu tremur, am conștientizat că ne-a salvat Dumnezeu de data asta. Că dacă m-am văzut în viitor, înseamnă că a fost bine, a trecut cu bine pentru peste toate. S-a simțit, ne-am trezit din somn. Și eu și la vii. Chiar s-a simțit. Și soțul meu l-a simțit puțin mai puternic. Sincer. Și v-a speriat? Nu. De ce? Doamne, ferește să ne ajute Dumnezeu, pentru că asta nu mai vrem. Tot o avea de asta fața mea. Sănătate! Nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112 azi dimineață în urma cutremurului de 5,5 grade care s-a resimțit în toată zona, pentru că am semnale că inclusiv la București s-a resimțit acest cutremur. ISU Buzău a făcut o recunoaștere a principalelor obiective, concluzia fiind că nu sunt constatate pagube absolut deloc. În rest, noi chiar și săptămâna trecută am avut o întâlnire în Comitetul Județean de Situații de Urgență cu primarii care au astfel de adăposturi. Le-am pus în vedere din nou să fie spații îngrijite care să poată fi folosite la nevoie. E Buzău pregătit pentru un potențial dezastru? Știți cum e? Este ca la examen, de-abia după examen vezi dacă ai fost pregătit sau nu. Așa cum arată lucrurile, nu neapărat în teorie, ci din constatările noastre de zi cu zi, nu sunt probleme deosebite, dar dacă mă aștept la o problemă ar fi pe zona medicală, pentru că știm cu toții problemele legate de deficitul de medici în județul Buzău.